Fără sprijinul mediului de afaceri, nicio conducere nu va fi capabilă să reînvie economia statului și să o ridice la un nou nivel mai calitativ. O cooperare fructuoasă între conducerea statului și mediul de afaceri poate reînvia țara noastră, ceea ce o va face atractivă pentru propria populație, dar și benefică pentru investitorii străini. Despre aceasta a menționat președintele Parlamentului Zinaida Greceanu în cadrul Forumului Economic Pro-Business, subliniind la rândul său că Parlamentul garantează respectarea tuturor regulilor legale ale jocului. Un mediu de afaceri transparent și previzibil încurajează investițiile străine. Astfel, este de datoria noastră să asigurăm stabilitatea și predictibilitatea cadrului normativ pentru comunitatea de afaceri. În acest sens, Parlamentul Republicii Moldova va depune toate eforturile în vederea asigurării stabilității politicilor economice și fiscale și transparenței cadrului legislativ. Îmi exprim fermă convingere că implicarea și consultarea mediului de afaceri în identificarea soluțiilor și implementarea unor reforme în diferite domenii va avea un efect pozitiv. Nimeni nu știe mai bine decât însăși mediul de afaceri, decât dumneavoastră, care sunt problemele, realitățile și oportunitățile fiecărui sector. Această expertiză este prețioasă pentru noi toți și să nu uităm că obiectivul nostru este unul comun.